fi am venit aici și v-am pus bunătățile astea în față, că mi s-a făcut milă de ce vi s-a dat. Să gustăm, să vedem. Deci așa ceva, pe bune, deci ceva frumos, palpitant, dar frățioare de nimic. Apropo, îmi ziceați că ați mâncat acolo ceva tare în, în Asia, în Vietnam, mai zis că ai mâncat o ciorbă de pe stradă, dar e leșina de bună ceva. Deci, mie, deci dat, erau, bine, cum să spun eu, erau street food. Da. Deci aveau băieții copănele prăjite, tot felul de chestii. Pur și simplu, așa. În stradă, da? Un reșou gen, da? Cu oală pe el, făceau noodles, fierbeau carne, așa. O făceau la grătar cum o făceau ei, o măsută din plastic cu niște scaunele atâta din alte, te puneai jos, dădea bolul și ți-a amestecat din fiecare, cum vrei, mai picant, nu picant, cum vrei tu. Și tu o făceai cum vrei tu. În schimb, era foarte bun, foarte bună la gust, dar da, bine, nu prea vine așa, nu era igien, nu e. Adică din ce te uitai, dacă n-ar fi fost situația aia, cu siguranță n-ai fi mâncat, dar așa, n-aveai încotro, practic. Ideea n-aveai... următoare era de ajuns să guști, că da. nu te mai interesa dacă, nu te mai uitai la cum e făcută sau unde e făcută, nu te mai interesa. Dar nu v-ați stricat la stomac în toate povestile astea, nu? Nu, nu, deci nu am avut probleme. Nu. Super ok a fost. Foarte mișto. Cum e cu lumea asta cu televiziunea? Că acum ai început să dai cu nasul în ea. Ce să fac? E inevitabil. Știu că e inevitabil, dar cum ți se pare? Adică Cătălin deja e experimentat, ca să zic așa. Bă, nu m-am discutat niciodată cu bețele. Nici eu, deci nici acum am lăsat. Ne-a dat aia furculiță din Vietnam. Da? Da, aveau și o furculiță amărâtă printr-un sertar. Mi-a dat-o, nu o să mâncăm. Ia-mă cu mâna, așa, gata. Te înțelegem, suntem între noi. Nu ne vede nimeni decât toată lumea de la antena asta. Noi suntem mai de la țară, nu ne descurcăm. Hai. Doar de bulan și de noroc. Noroc, e vorba și de cum arăți. Acum, în toată aventura asta de la Asia Express, care se vede pe Antena 1 și are o audiență foarte bună, când văd rudele voastre pe unde v-au târnosit oamenii aia pe acolo, ce zic? Familia, părinții. Păi mama e foarte mândră. Da? Ce zice? Zice, mă, dar uite băieții mei la televizor, la Antena 1, la Asia Express. Ia uite băieții mei cu descurc, nu ia nimeni la ocazie. Uite, l-au luat ocazie că ai o față primitoare, așa? Da, da, exact, fața mea primitoare, bă, nimeni nu la ocazie, făceam deci cu semnul. Coșmar cu... Bă, ia-mă și pe mine, ia-mă. Cu autosuc. Uite, frățiorul frumusel, frățiorul zi tu în față. Deci nu-l băga pe el în față, că tu trebuie să dai boschet frumos, trebuie să dai boschet, scotai pe el, lua lumea, că stai că mai am și pe fratele meu. Așa s-a întâmplat, că altfel n-aveam cum. Frățiorul zicea în față, hello, please, nu știu cum. Și mai venim la un moment dat, vineam cu Urșa, he is my brother. Ăla ce să mai zic, o să-ți da? Transpira intens și gata. Dar fii atent, să-ți spun față, eram cu frățiorul la un moment dat și duce, vorbește la o farmacistă, o femeie normală, simplă, și se duce acolo la un moment dat. Ne primiți? Da, nu știu cum, dar te vine eu, frate, vine așa cu un rucsac, mai aveam și două sartănari după mine, să-mi sperea femeia, știi? Da, s-a uitat și s-a uitat dreapta. Uite așa stea la masă cu noi, așa e să te ia acolo, stai și uitam. Și frate, femeia era panicată, deci bă, scăte-mă, panicată era femeia. Eu mare, frățior, așa, nu zicea nimic, nu zicea nimic, așa. Nu știa engleză. Dar unii frățioare ce se spun, că sunt cântăreți? Aveam videoclipul ăla cu Rubi și cu Dorian. Și am zis că frate, dacă era videoclipul ăla cu Rubi, Dorian, că de unde stai cu zgântăreț? Ei, tu ți-ți imaginezi prin ce am trecut noi? Mă, trebuia să spui că ești dansator, te dai de la concursul de dans. Vrei să sunt maestru dansator, te vedea acolo când ai câștigat concursul, adică ești... Dar să știi că faptul că am spus că sunt luptător m-a ajutat foarte mult, mă jur. Deci toată lumea era, parcă eram primit, după ce arătam pe meciurile mele, au venit familii, copii, neamuri, vezi seama. Era eu vedeta, intrase cineva, punea rog în casa. Mă jur, și puneam meciuri, stau, uite, el, uite ce tare, uite ce rău, el. Îmi place că au și chestia asta cu sporturile lor, e o cultură de arte marțiale. Respectă foarte mult chestiile astea, tot ce ține de sport, mai ales de Muay Thai, de chestii. Deci în afară de luat mașina la autostop, în rest omul funcționa, adică îți face treaba. Zi, făcea treaba cu vârși de sat. Nu mă băga în seamă și am scris, frățioare, hai să mai bagă și tu pe la în seamă leacă. Deci când mi-am făcut datorie, m-am dus. Că eu mă ocupam de autostop. Așa. Treaba mea. Și erai după aia, ți se părea și că... Și să caut cazare. Așa. După ce obțineam cazarea... A, tot așa, că îl vedeau, nu-l cazau. Eu ce puteam să le arăt la oamenii ăia? Că trebuia să stai să comunici cu ei la masă, că te puneau la masă. Îți plăcea mâncarea, nu se mâncea de rușine, trebuia să iei să mănânci, că ți era rușine, că oamenii aia făceau mâncare pentru tine. Corect. Dar vineau toate rudele, familie, copii, copii, frate, 20 de oameni, într-o parte bărbați, într-o parte femeile, frate. Deci, și trebuia să mănânci, ți era rușine să iei refuz. Ți era oarecum. Și frățiorul, partea lui, era să se ocupe să le arăte la oameni. Era în PR. Ia în PR.
Look me, look here, fighter. Arts Express, pac, look me, me, fighter, ban. Și uita așa, yes, good, you're strong. Așa, pune mâna, aduceam copii, puteau mâna pe Brandon meu, wow. Oricum, Brandon, cred că era cât capul de copil. Îți dai seama că erau toți copii, dar cred că era copil. Toți erau 1,50, 50 de kilograme, toți. Deci că erau fascinați așa... și de tine că ești mare, așa, știi? Da, da, mare, da. Era chestia exotică acolo. Făceau cu gâtul ăsta gros, făceau poză cu mine. Și wow. Cu tine ca și cu tine, dar cu gâtul ani vreau să fac. S-a mai fost odată la frățuri, undeva la o casă de munte. Bă, frate, și au venit vietnamezii, erau așa de bucuroși, erau cu noi și la un moment dat au stat, noi stăteau toți patru într-o cameră. Zi, brotheri, povestești. Zi, brotheri, cu vietnamezii acum stau și ne-au terorizat, am spus maceta, băieții. Nu poți deci, să cred. Deci, ești mort. Noi vreau să... Deci eram atât de obosiți de peste zi la ora 10. Deci erau obosiți toți compuși cu frate, deci a fost foarte... Dar se vede că a fost... Era și foarte frig acolo, oamenii nu aveau încălzire. La munte, tati, la munte în Vietnam, murei de frig. Oamenii n-aveau geamuri. Deci oamenii aveau niște zăbrele de lenge, cum ar fi niște zaluzele. Ei erau mișuiți, n-aveau nicio treabă. Da, păi ei nu au încălzire acolo, ei nu au încălzire calorifere, cum avem noi. N-au așa ceva. Nu au așa ceva. Nu costă mult factorul ăla. Ăla e ieftin. Ieftin spre zero. Și la un moment dat am vrut să ne punem să dormim. Și au stins ei becul, ne-am pus pe o gresie acolo, în fine, niște saltele să dormim, ne-am pus în saci de dormit. Și la un moment dat vin vreo trei vietnameși din casă, de acolo, după... Și stăteau pur și simplu uite așa și se uitau la noi în picioare, noi stăteam jos. Întind și vorbeam, noi stăteam așa și îi spuneam, frățioare, te rog eu, fă-te și tu că dormi, nu știu, fă ceva, să pleci ca să putem să dormim și noi. O stat vreo 3-4 minute lângă noi și ei vorbeau un... Și uitau la noi. Și uitau la noi. Ca la tipa, era ca la muzeu. Da, exact. Parcă eram un băiat acolo. Unul alb mare și unul alb mai mic. Boss, deci crede-mă, deci am zis, băi, cred că ceva nu-i regulă aici. Foarte ciudat a fost. Erau așa de încântați, erau în stare să ne dea... Erau bucuroși, erau foarte primitori. Aveau și, de fapt, aveau Buddha, boss, deci aveau Buddha. Deci toate aveau un duș, cu dușul ăla, nu știu, deci n-aveau, aveau vecioare și povestești cu radări, deci povestești. Duș, într-o baie normală, era pur și simplu un furtun care pleca din vasul de la veceu. Așa. Deci vasul de la veceu, așa, da? Așa. Care pleca un furtun și era pus pe o chestie, pe un perete. Care încălzea aia, încălzea pe gaz. Și furtun avea o stropitoare ceva? Sau și era furtun avea o pară de duș, pur și simplu. Așa, aia era. Ei, dar... Cu rece și foarte rece, că n-aveai căldură. Cu rece și foarte rece, că nu prea era, nu prea găseam apă caldă la când făceam dușuri. Incredibil. Și pur și simplu era într-o baie, nu aveai sticlă sau alte chestii. Pur și simplu acolo te spălai apă peste tot. Niciun... Deci tot timpul aveau apă, deci când făceai duș, făceai apă în toată baia. Adică la modul... Ceea ce era un lucru normal. Da, dar era un lucru normal. Baie, adică nu te dezbrăcai, nu era spectacol să vină și vietnamezi de la să facă... Vrei să pleci, dar nu mă iei. Nu mă iei. Au stilul de opulență, scați să arate că au. Înțelegi? Să arate că au. Vadă că ei sunt șmecheri. Și tot ce-i culoarea goldului, da. E nebunie. Deci la hotelurile de lux, dacă mergi într-un hotel de lux, vezi tot felul de chestii placate, bine, nu placate, din aur, da? Da. Culoarea aurului, gen. Aurul, exact. Reprezintă bogăție. Anii 90, fiecare avea cu unghie neagră, așa, da? Lungă. Lungă, da, exact vremuri, cum era la noi. Exact cum aveam noi. Exact tot. Bă, avea unghii băieții. Nu știi că nu are. Și când zic, eu leagă să facă. Bă, sari faza asta. Am văzut, credeți-mă, că e unul care experimentează. Deci tot aveau așa. Deci tot aveau unghii mari. Deci, era o modă, era fix deci cum era. Unghia, de la ceasul de la fake, viunul de la canal 90. Deci exact stilul ăsta. Deci nu exact stilul cum era la noi 90. Ăla mai șmecher avea deja... Care avea lanțul de tractor la cât era șmecher. Era mai sus. Stilul anilor 90, când erau aia șmecher. Da. Așa erau și ei, tati. Deci exact stilul ăsta. Deci nu exista. Mutam așa la ei, da? Ce zici? La concursul ăsta am descoperit, din câte am văzut, că oamenii la un moment dat, în momente de stres, scot și de fapt cum sunt ei. De exemplu, eu mă uit acum și nu pot decât să comentez, n-am nimic, că pentru show e foarte tare. Eu când văd cum țipă soția lui Drăgulescu la Drăgulescu, mă uit așa. Mamă, boss, nu mai... Vă întreb, nu, treaba lor, nu-i comentăm pe ei. Vă întreb dacă voi ați avut vreun moment de tensiune. Dacă în momentul ăla, înțelegi, ai vrut să zici, mâncați aș da atunci când, mă înțelegi? Sau dacă am avut vreodată, între noi sau cu alții concurenți? Nu între voi sau de la noi, cu alții nu simt nevoia să mă ridic, numai între voi mă interesează. Eu le ofer fiori, mă cerc, el tace din gură.
sau îmi spune, lasă-mă, pace și pleacă, și după 5 minute suntem prieteni la loc. Adică soluția e să pleci. Nu comentează, îi spun foarte simplu. Și nici eu nu-i comentez. Dar vrei să te cerți, certe, nu-i dau voie să certe cu mine. Da. Nu-i dau curs la nervii lui. Cu țigară. Păi, mă, imaginează-ți pe așa. Păi, frățioare, e așa. Și nu e țigara de îngură, termină? Ce simți, dar n-am ce să zic, că are dreptate, colmea. Că are dreptate. Foarte frumos. N-ai mâncat nimic asta, adică de-aia să-ți menține așa subțire și prezentabil. Dar nu prea am avut timp să mâncăm acolo. Păi te mănânc acum, cine știe, când mai apuci. Ia să mâncăm. Ia să citate, sunt un fel de pane, nu? Sau? Da, un crevete. Ia să vedem. Pane. Foarte bun. Tot așa de Moldova am zis vorbea, mănâncă, că nu știu ce, vin vremuri grele. Foarte bun. Okay. Deci, din lucrurile pe care le-ați mâncat acolo, în afară de ciorba aia, mai fost o chestie că mâncai porcul cu os cu tot? Deci, tati, era un fel de coase de porc, dar erau macerat, la macerat, frate. Erau lăsate cumva la macerat, erau foarte gustoase. Da. Și cu sosurile și condimentele care le făceau ei și cum le făceau, deci... erau foarte bune. Foarte bune. Mâncarea vietnameză la bază este foarte bună. Mie mi-a plăcut și mi-a zis să mâncare de cea mai serioasă. Deci cea mai bună mâncare. Deci nu exagerez, nu te foarte, da. Foarte bună. Numai că la un moment dat, după o săptămână de să mănânci numai condimentat, numai aceleași condimente, oriunde te duceai, mâncarea, ca aromă și ca gust, avea aceleași condimente le găseai. Nu mai eu cel puțin după vreo săptămână nu mai puteam să mai mânc. Nu mai vine să mai mănânc pentru că orez gol. Fiert. Orez gol, da. Luam și eu din mai găseam câte un piept de pui. Ai slăbit în aventura asta? Eu da, am slăbit vreo 3-4 kg. Eu n-am slăbit. Slăbit, eu am mâncat de toate, am fost rănat, el a mâncat de toate. El nu a mâncat de toate, eu am băut rachiu cu el, ăsta nu făcea nimic, eu trebuia să se tratez cu oameni. N-ai și tu, ești tu un amic. Nu, rachiu am băut. Au, nu, băut rachiu. Începea un rachiu din orez. Deci nu era ca pălincă, era ca rachiu nostru din Moldova. Aha, bun. Exact. Deci ne-ai simțit ca acasă? Deci avea rachiu ca la Moldova și am zis, bă, nu se poate așa ceva. Adică eu dacă vin și în Vietnam, beau rachiu ca la mine acasă. Timpul tău și dragostea din tăi, ne-amintesc de ochii tăi. Mie îmi place despre voi, sunteți o gașcă foarte mișto. Am și râs, mă rog, în emisiunea asta. Vreau să vă întreb dacă aveți vreun salut sau vreo chestie așa de recunoaștere pe care o să o faceți la final, între voi? Adică dacă aveți vreo chestie pe care vă salutați, anume vă spuneți cumva... Deci suntem în Star Trek. Sau dacă vă spuneți cumva... Cru clan face pac. Mă, ce faci, bro? Ce faci, bro? Ce faci, frățioare? Ce faci, brother? Porecle? Frățioare, brother. Cum vorbim și acum, cum vorbim... Mai vorbit acum, exact vorbim și... Așa vorbim ce viața zi cu zi. Foarte tare.